Soarta pilonului 2 de pensii stârnește în continuare dispute. Socialdemocrații l-ar vrea naționalizat. Tudose însă nu este de acord. Nu lipsesc nici atacurile lansate spre cei care îl administrează. Discuțiile însă au rămas în aer, iar o decizie se va lua abia săptămâna viitoare. Pilonul 2 de pensii continuă să stârnească controverse. Socialdemocrații sunt acuzați că vor să-l naționalizeze, dar premierul Mihai Tudose neagă. Asta nu îl împiedică pe premier să trimite totuși săgeți către cei care administrează acest pilon. Sunt bani suficienți și nu este nicio problemă în plata pensiilor. Așa cum v-am spus, tot ceea ce înseamnă discuție pe pilonul 2 de pensie se face la nivel de Ministerul de Finanțe, Casa de Pensii, vă va fi prezentat că s-au descoperit acolo niște mici probleme, niște comisioane care au fost luate mai mult decât trebuie, că trebuiau luate în primul an, așa că vedea legea, l-au luat mai mult timp, aproape 10 ani. Pilonul 2 este un instrument util pentru creșterea veniturilor după retragerea din muncă, după trecerea la pensie. Și noi apreciem că trebuie menținut, dar nu s-a pus problema existenței sau inexistenței pilonului 2, ci numai a nivelului de finanțare. Tăriceanu a punctat că pilonul 2 de pensii este administrat privat. Una din analize indică următorul lucru, că este un comision de 2,5% pe care l-au luat fondurile de administrare a pensiilor private. Acest comision mare a fost dat la început pentru a ajuta fondurile de administrare a pensiilor private și există părerea exprimată deja că acest comision atât de mare nu se justifică. Premierul a precizat că până săptămâna viitoare Ministerul Finanțelor, ASF și Casa de Pensii vor face o analiză atentă privind pensiile. Câți bani s-au încasat? Mai mult sau mai puțin pe drept. Da, închiderea pilonului de pensie o luăm de la capăt. Nu se întâmplă așa ceva, nu este naționalizare, sub nicio formă. Toată discuția a fost și are loc încă, având în vedere interesul suveran al cetățeanului. Dacă banii din acel pilon sunt bine administrați. Proiectul care face referire la noua lege a pensiilor a stârnit numeroase critici din partea partidelor de opoziție și a mediului privat. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, a anunțat că proiectul este finalizat și că urmează să fie trimis Parlamentului cel mai probabil în luna octombrie, urmând să fie aprobat până la finalul sesiunii. Cât privește creșterile salariale de 25% anunțate cu mare tamtam de cei aflați la guvernare, știm sigur că salariații se vor alege cu o creștere doar de 4%, potrivit declarațiilor făcute de Ilia Olguța Vasilescu. Mihai Tudose, dar și Liviu Dragnea i-au luat apărarea ministrului Muncii. Doamna ministru Ilia Olguța Vasilescu a explicat ideilor de sindicat. A explicat atât de bine încât domnile lor au înțeles cum se face această creștere în două etape, cât va primi, cu cât va crește netul în prima etapă, cu cât va crește netul în etapa a doua. Etapa a doua fiind machie. Au înțeles toți liderii, nu știu cine n-a înțeles. Sincer, fără supărare, sunt foarte reținut. Aș citi legea salarizării? Atunci de ce mai discutăm pe margine? Dacă și eu și dumneavoastră o știm, de ce punem întrebări să ne audă lumea? Mai chemați-o pe doamna Lia Olguța Vasilescu să vă explice și dacă după nenumărate întâlniri nu o să reușească, atunci mă întreba și pe mine.